Unul dintre liderii sindicali din CEO, Nicu Bunoaica, anunță că în companie este momentul să fie construit un sindicat majoritar. Acesta speră că prin această mișcare minerilor le vor fi reprezentate cu adevărat interesele. Sindicalistul este nemulțumit de actualii lideri sindicali care nu au luat poziție în privința situației plăților pentru zilele lucrate suplimentar și nici pentru scăderea vârstei de pensionare. Minerilor le-a ajuns cuțitul la os. Nicu Bunoaica spune că oamenii au nevoie de un lider adevărat care să lupte pentru problemele angajaților CEO. Din punctul său de vedere, singura soluție este realizarea unui sindicat majoritar. Vreau să fac un sindicat mai mare pentru a băga acel adaos, știți dumneavoastră, acel adaos net în tarifar, adică nu cuantum întreg, mă hotărâm un anumit cuantum. Deci vreau să fac un sindicat pentru a intra mai mare, pentru a putea intra în comisia de negociere ca titular. Intrând în comisia de negociere ca titular, aș putea să lupt sub altă formă și altfel pentru toți angajații complexului energetic Oltenia. Aici mă refer și la cei din minerii și cei din energie. Bunoaica spune că actualii lideri de sindicat nu îi reprezintă așa cum trebuie pe mineri. Nemulțumiri mari de tot. Liderii de sindicat i-au uitat, s-au vândut, s-au dat funcții, vând gogoși la oameni pe acolo, că nu se mai poate face nimic, să avem servici, că chestiuni de genul acesta. Dar să știți că oamenii sunt, cum să vă spun, foarte nemulțumiți și doresc cu ardoare reducerea vârstei de pensionare. Am făcut departamente, da, am făcut departamente, le bagă judecătoria cu să fie regale și vreau să iau sedii acolo, da. Am făcut vicepreședinții, vin cu oamenii lor, fără probleme. Au fost discuții concrete, de ce vom face, ce vom cere și, bineînțeles, vor mai fi și alte întâlniri. Nicu Bunoaica este nemulțumit și de voucherele de vacanță, care sunt în valoare de 1470 de lei. Acesta spune că tichetele ar trebui să aibă o valoare de 2080 de lei.